În urmă cu puțin timp, ambulanța a fost solicitată să intervină la o locuință de pe strada Ramadan pentru a acorda îngrijiri medicale unei femei de circa 30 de ani. Din păcate, medicii nu au făcut decât să constate decesul, dar pentru că victima prezenta urme vizibile de violență, au fost alertați polițiștii de la criminalistică. Imaginea pe care aceștia au găsit-o în locuință poate fi greu de descris în cuvinte. Femeia era desfigurată și, din ceea ce spun martorii, se pare că a fost ucisă cu multiple lovituri de ciocan. Tot martorii spun că tânăra, care este din comuna Băneasa, consuma foarte mult alcool, iar bătăile aplicate de concubini erau la ordinea zilei. Loviturile de aseară i-au fost însă fatale. Dar e necriminalul. N-a omorât-o cumnată sau n-a omorât-o nimeni. E o femeie? Da, femeie este. E tânără? Tânără este, doamnă. Mai ea nu este de aici, e din Băneasa. Familia ei de acolo, din Băneasa. Nu știu... Dar aveau scandaluri, se certau. Da, se certau. Era cu un bun consumator de băutură. Dar ce să mă duc, mă? Asta e adevărul. Ați auzit certuri, ceva aici din aur, scandal? Nu știu ce s-a întâmplat aici. E frate, s-o e cumnată, s-a... neamul lor acolo ce sunt, doamne. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar cel mai mult bărbatul e autorul. Dar păcat de ea că e tânără, are 27 de ani, mai are o fetiță la Băneasa, ea este din Băneasa. Și aici mai are vreun copil? Aici? Nu, aici n-are niciun copil ea. Dar îi plăcea și ei băutura, îi plăcea distracțiile, îi plăcea și de la băutură să cauzează tot. Ce s-a întâmplat? A găsit-o pe cumnată mea în casă. Zice că e omor, dar nu știu, eu am fost la muncă. E lovită? E ce? Așa am înțeles, că e lovit. Acum nu știu. Adică fratele dumneavoastră e bănuit? Da. Și credeți asta? Nu știu. Eu am fost la muncă. Am venit acum două ori. Se mai certau din când în când. Principalul suspect este concubinul femeii. De altfel, acesta a fost ridicat de către polițiști și dus la audieri. Corpul femeii a fost depus la morga Spitalului Județean pentru efectuarea necropsiei, cea care va stabili cu exactitate cauza morții.